Salutare și bine v-am regăsit la o nouă prezentare de data aceasta. De data aceasta și nu este clickbait, chiar ați văzut în titlu și chiar este adevărat. Avem cal forestier. Bine, cal forestier nu sună prea bine, dar avem un căluț cu care putem să mergem la pădure. Îl avem aici în fața noastră, după cum bine îl vedeți. Arată nemaipomenit. Probabil știți modul cu calul, este apărut de foarte mult timp, dar eu l-am modificat complet. Am muncit la el și eu și o video, pentru că am avut amândoi niște idei și am zis, bă, hai să facem ceva frumos, că oricum nu mai găsim așa ceva, așa că de ce să nu-l facem, noi să fim unici, să fim primii cu ideea asta, așa că am constituit acest cal frumos, l-am făcut pentru a fi utilizat în scopuri forestiere, pentru a fi utilizat în pădure, bineînțeles. I-am pus troliu, după cum bine vedeți, are winch aici în urcic. I-am adus frumos niște lanțuri vizuale. Lanțurile, din păcate, nu le putem pune coliziune, pentru că în momentul în care li se activează coliziunea, îți aruncă calul în aer. Practic nu funcționează. Am încercat să facem mai multe chestioare, dar ca și când iei puțin curba, calul să treacă prin lanțuri. Așa funcționează și modul original, trece prin holoabele de la căruță, așa că nu are rost să-ți bați capul prea mult cu el. Important este că funcționează și poți să-ți faci treaba cu el. Avem pus aici winch-ul, dar din păcate am pus winch-ul cu mâna, pentru că îmi place mult mai mult și cam toată lumea vrea winch-ul cu mâna. Cei care nu au DLC-ul, din păcate, nu o să poată să tragă cu calul ăsta și cu winch-ul ăsta, pentru că e făcut cu winch-ul din DLC. Dacă venim frumos aici lângă el și apăsăm pe R, pam, scoatem frumos spranga și putem să legăm lemne până la 12 tone. Este pus winch-ul ăsta să țină puțin mai mult. Și în partea asta altă avem calul ăsta cu care, bineînțeles, puteți să vă jucați și cu căruța asta, care vine cu mai multe configurații și de forestry și de mai multe chestii și pentru produse. Avem căluțul ăsta, că l-am modificat și pe el. Și am modificat căruța asta nouă, i-am pus holoabele astea noi. Și se poate conecta aici frumos, hop. Am venit frumos, l-am conectat la holoabe și avem o căruță nouă pentru el. Exact de ce vă spuneam de treaba asta cu încărnitul, nu e cea mai frumoasă, dar nu prea am avut ce să-i facem. Dacă punem coliziunea la holoabe, o să vedeți că crapă. Dă foarte multe erori și crapă, ori îți aruncă calul în aer, așa că... Dar vizual se vede foarte frumos, mai ales să te joci așa cu el. Uite, ai o căruță nouă, ca să nu folosești doar căruța cu care vine el. Poți să folosești și căruța asta și să te joci cu o căruță nouă. Și de forestry, că căruța o puteți configura, ca virgulă, căruța o puteți configura și pentru forestry. O puteți configura și pentru a căra produse cu ea. Deci este nemaipomenită, zic eu, foarte frumoasă. Bun, revenim la celălalt cal ăsta de pădure cu urcic, cu lanțuri frumos. Și hai să-i dăm o bătaie, zic eu, la pădure sus, ca să vedeți și voi cât de frumos putem să tragem lemne cu el și cât de frumos merge toată treaba asta. Poate o să-i mai aducem niște update-uri pe viitor. Am putea să facem și la lanțuri. Le-am putea face animații să se miște chiar și lanțurile, dar eu zic că deocamdată pentru început e destul de ok și așa. Merge destul de bine calul și noi l-am făcut pentru, a fost mai mult panii, dar până la urmă zic, bă, hai să-l facem să funcționeze, să meargă bine, să ne jucăm și noi cu el, să vi-l dau și vouă să vă jucați cu el, să aveți și ceva mai diferit în fermă, să zicem așa, sau în baza voastră. Și o să vedeți că calul ăsta chiar are forță dacă venim aici frumos. Hai să legăm niște lemne de aici. El ține până la 12, poate să tragă până la 12 tone. Mai mult nu putem să punem, nu are o limită de putere. Aș fi vrut să fac puțin mai realist, dar am zis că, bă, hai să-l lăsăm așa, să fie tare, să tragă tată, că avem un cal bun, avem un cal scump. Bun, hai să legăm frumos un lemn. Mai legăm unul, legăm practic cât o să ne permită trollul, 12 tone. Așa, legăm și pe ăsta frumos aici. Luăm încă o bucățică de acelișa. Mai putem să legăm? Mai putem. Și funcționează, o să vedeți imediat. Pam. O să vedeți imediat că mai funcționează o... Gata. Deci nu mai putem lega. Deci avem așa. 1, 2, 3, 4,
5 copaci întregi, 5 brați întregi de 25 de metri. Bun, au 12 tone. Exact ce vreau să vă spun, dacă venim aici frumos și apăsăm pe capa, bineînțeles, funcționează și winch-ul și troliu, așa că putem să și trolăm lemnele. După cum vedeți, are forță calul, nu o să se închisească în a trage lemnele astea, chiar merge foarte bine, nu-ți mai trebuie. Acum, practic, nu-ți mai trebuie un taf, încă râdeam eu aici cu Ovidiu pe Discord, acum nu mai ai nevoie nici de taf, nici de tractor. Când ai așa ceva în fermă, în bază, nu-ți mai trebuie nimica pentru a trage lemnele. Practic, mergi cu calul ăsta și legi lemne după el, 5 copaci întregi, îi bagi o viteză și nu-ți mai trebuie absolut nimic. Uitați cât de frumos se vede. Deci, încă un moduleț. L-am făcut for fun, dar până la urmă zic, hai să-l facem public și să-l dăm și altor persoane. Dacă vreți să vă jucați cu el, bineînțeles, nu e obligatoriu. Și dacă aveți DLC-ul, o să vă prindă bine, zic eu, să faceți forestry. Plus că calul este foarte ieftin, costă 10 euro, așa că puteți să luați în orice moment și să faceți niște forestry cu el. Și merge destul de bine, zic eu. E o frumusețe să te joci cu el. Îi mai schimbă puțin tonalitatea jocului, după cum bine vedeți. Așa că nu vreau să mă mai lungesc mai mult, pentru că nu avem ce să prezentăm foarte, foarte mult. Vedeți că funcționează, vedeți că trage. Putem să mergem și la galop cu el, dacă vrem să băgăm viteză, să ne grăbim. Putem să ne ducem și la galop cu el, că v-am spus că ăsta chiar trage calul, chiar are putere. Așa că, astea fiind spuse, dacă v-a plăcut clipulețul, mini clipulețul ăsta, că nu e foarte lung, nu uitați să apăsați acolo pe butonașul de like, să dați și un subscribe dacă vreți și vă aștept pe Discord, o să găsiți link-ul pe Discord la mine. Astea fiind spuse, eu am fost Visogame și până data viitoare v-am salutat. Pa, 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 pa.